Și repetă vorbele astea pentru valoarea României. De la Victor pentru tata lui! Mai uitam la care îl știu țiganie, că era legenda vie. Și-o spun o vorba cu dor și șeful țiganilor. Iau ce zice. Mai dau la n-a dat un pas înapoi, n-a dat un pas înapoi. De bata lui Johnson pentru unchiul Marin, Valer și Nikita pentru frații lui, că 50 de euro după care avem și o stupă frumoasă pentru frații lui. Atențiune din partea lui Dașu pentru regele lui, pentru Marin. Păi cuciul își cumpă că 50 de euro. Băiatul lui Ialoș, pentru unchiul lui, pentru Marin. Vezi să ne tângă 50 de euro. Ia uși ce zice strofele astea frumos. Ce m-am ucis eu? Băieții lui Marin, care astăzi sunt cei mai supărați, pentru că pleacă valoarea lor, regele lor Marin, trecuțul lor de valoare, care nu o să-l uite niciodată, și bineînțeles pentru fetele lui, pentru toți nepoții lui, pentru ginerii lui și pentru tot neamul lui care e aproape de el. Ia-uzi! Măi, Doamne, mie-mi curg lacrimile. O mări. Că astăzi pleacă regele. Au, eu am la suflet venime. Mai Doamne, eu am la suflet venit, pleacă regele Marin. Ia uși ce zice. Mai dăm la mie-mi curg lacrimile. De bătă lui Rănaul, ginerele lui Marin, unchiul meu, care a fost valoarea lui Rănaul și pentru cumnații lui, de la Rănaul, Dumnezeu să le întrebă socrul lui. Măi, Doamne, mie-mi curg lacrimile. Astăzi pleacă regele. Of, avem inima la garsă. Of, of, of. Tot din partea lui Johnson pentru unchiul Marin, care comanda banii lui. Încă 50 de loc. Care a stăpân pe banii lui. De la Johnson pentru unchiul lui, pentru Marin, care ne-a mărit Dumnezeu să le tira stăpân pe banii lui Johnson. Când a pierdut la barbut, unchiul lui Marin l-a ajutat și l-a ridicat în picioare. Ia uși ce zice!
ce zice vorbele astea. Auzi, dașule, intim, Victore. Au strugurit pătut de piatră. Au greu e, Doamne, să n-ai tată. A murit în chinoi și se află în telor mari, în tătărăși de jos. Ce cu foc n-ai părăsit? Unde ești regele meu? Care mai crescu cu greu? Care mai crescu cu greu? Ia uși zice vorbele astea. Vorba adevărată. Din bătălu Dașu, pentru tăicuțul Râșcu, pentru mării, să mai repetă încă o dată 50 de oameni. O fost strugurel bătut de piatră. Doamne, să n-ai tată. Deula, să n-ai la cine striga atunci când te-ai tăbelea. Unde ești, taicuțul meu cel bun? Unde ești, taicuțul meu cel bun? Durerea mea-mi cum se spun. Ce cu foc mai părăsit, tu mai lăsă necăzit. Ia uși ce zice. Căci, la Victor pentru tata lui, pentru regele lui, pentru Mărim. Ia uși! De la valoarea lui tatăl meu se găsește foarte greu. Of, tăicuțul meu, să dăm Johnson pentru unchiul lui, pentru Marina. Asta care vrea intim. Varulea lui tatăl meu se găsește foarte greu. Aveam tatăl number one cu gradul de general. Astea sunt cuvintele lui Marin, Dumnezeu să-l odihnească. De la intim pentru regele lui, pentru Marin. Dumnezeu să-l odihnească.
găsește foarte greu. Mai devlar aveam tata number one, cu grade de general, că știa țigănia. Of, că știa țigănia, tata știa de valoarea ta. Tu aveai valoare mare, din cap până în picioare. Tu erai șeful la toți, și la șmecheri, și la hoții. Din partea lui Renaul și de la Buda, fata lui Marin, care ținea cel mai mult la el, milion pentru Marin Dumnezeu. Iauzi! Și pentru fetele lui, pentru Buda și Spania. Iauzi! Ce zice Marin acum? De vreau vreau când mă duce la groapă. Nu, nu-l șterg, n-am... Vreau când mă duce la groapă, vreau să aud vocele de fată. Din partea lui băiatul Ianoș, pentru unchiul, pentru Marin, care le-a forță, forță, forță! Că 50 de euro. Ne-auzi pentru Buda și Spania, fetele lui Marin, două vorbe frumoase. Doamne, vreau când mă-i duce la curopă. Aud voce de fată. Pentru Buda și Spania, pentru fetele lui regele Marin. Din partea lui Buda, pentru tăicuțul ei, pentru Marin Dumnezeu să ierte. Mai Doamne, vreau când mă duce la groapă. Ce zice regele Marin? Doamne, vreau când mă duce la groapă, vreau să aud voce de fată. Să aud vocea lui Buda, care-mi știa durerea. Of, stăteam lângă capul meu. Un minut, stop asta. Stăteam lângă capul meu atunci când mi-era rău. Se ruga la Dumnezeu, of, Doamne, tăicuțul meu, să nu-mi pățească vreun rău. De la fata lui Marin Spania, pentru regele ei, tăicuțu, ești cum? Dumnezeu să-l ierte pe regele Marin, de la Spania, de la fata lui Marin. Ia uite ce zice strofa asta pentru Buda, după care urmează și pentru Spania, o strofă frumoasă. Din fata lui Nichita, pentru frățiul lui Scump, pentru Marin, pentru puterea și forța lui. Regele! Iauzi! Ce zice? La tătărâși, frate! Doamne, supărată e Buda! Supărată e Buda! Doamne, și ce plânge sărmana! Și-are inima la rece, și-are inima la rece, a rămas fără rece,
tată, stă și plânge pe la poartă și strigă în gura mare, ne-ai luat regele, măi, Doamne. Of, că nu era canal tu, ne-ai luat împăratul, ne-ai luat generalul. Și pentru Spania, auzi! Ce zice vorbele astea? Debata lui Victor! Debata lui Dasu, îmi cer scuze! Pentru tăicuțului, viața lui, sufletul lui, regele lui, 50 de euro! Dumnezeu să-l ierte pe regele Marin. Avem și noi stopă pentru Spania, așa cum s-a anunțat. După care, pentru copiii lui, pentru băieții lui, care sunt cei mai îndurerați, pentru ginerii lui și, bineînțeles, pentru frații lui, am și eu două strofe. După toate strofele astea. Ia uzi! Ce zici acum? Spania! Devlaia supărată și ea, băi, devlaia supărată și ea, devla cu foc plânge Spania. Se uită-n cer și-n pământ, se uită-n cer și-n pământ, cu sufletul necăjit, de ce, Doamne, n-ai luat? De ce, Doamne, n-ai luat? Ne-ai luat un împărat? Au și plângeri în gura mare, e plină de disperare. Spania e necăjită și la inimă înfriptă, și la inimă secată, că n-a rămas fără tată, că n-a rămas fără tată. Ia-o-s-o. Și s-a pierdut curajul. Au ce cum să plânge Dasul. De la intim, pentru tăicuțului viața lui. Auzi! Ce zice vorbele astea? Îmi cer scuze că stau cu spatele. Te auzi? Ce zice? Of, ne-a strâns frații la un loc, devla ne-am strâns frații la un loc, că avem un mare foc. Pardon, dă-ne voie. Ia-o zi-ti! Victore! Dasule! Auzi strofa asta! Din partea lui Victor! Pentru regele lui, pentru Marin! Măi, de-abla n-am strâns frații la un loc, de-abla ne-am strâns frații la un loc, că n-avem
drumul mare focând. Nepotului strălom, nepotul Mărin, pentru unchiul lui, pentru Mărin, regele, ia uși ce zice acum! Regele, scuze, vede mă înăuntru acolo. Să cânte melodia asta din partea la cei mai îndurerați copii din partea lui Indim, Victor Dașun, Buda și Spania, pentru trecutul lor scump, pentru regele lor, valoarea României, valoarea țiganilor, pentru Mărin, generalul, regele original. Ia uși ce zice vorbele astea. Ce zice? Alo, Indime! De la ne-am strâns frații la un loc, că avem un mare foc. De la că am pierdut pe cineva, că am pierdut valoarea. Of, că avem sufletul ca la maru, l-am pierdut pe generalul. Din partea lui Indim. Da, tu generalul lui! Păi cum să nu-i mărim? Predictor. Ia unde? Predictor direct. Doamna ce ne-a distrus amarul și acum a distrus amarul. Of, l-am pierdut pe generalul. Au generalul meu, împăratul meu. Au și eu curg la crimele. Mai dau la și eu curg la crimele. Astăzi pleacă regele. Din partea lui Dașul, pentru împăratul, generalul, pentru Mărin. Iau! Ce? Mai dau la și ne curg lacrimile, că ne pleacă regele. 23 de multitudine. Mamă, tata nu era ca altul, tata nu era ca altul, tata era împăratul. El avea valoarea mare din cap până în lupița de nici. Din partea lui Victor! Pentru generalul, pentru Mărin! Din partea lui Dașu! Pentru generalul, pentru Mărin! Valoarea mare! Din partea lui Johnson, pentru unghiul, pentru Mărin! Și mătușa lui Marcela, nevastă lui. Să știu 130. Gheus, pe ce am drăg? Ia o să zic! Ce tu rând drumul să-mi strâng? Ce am drăg de drăg? Haide că am drăg. Haide că am drăg. Cine cine am drăg? Ascultă iubire cu oa care nu cămintea mea. Se grijă tu mă bărbă. Nu mai fugem oameni. Sos. Că nu ușă persoane.
Mai doamna să ai grijă de mama ta, 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 de de la copilul Marian! Pentru ochilor! Dumnezeu se lepte pentru Mărin Regele! Și pentru dușa lor, pentru Marcela! 2 milioane pentru verilor! Dumnezeu se lepte pentru Mărin Regele! Iau ce spuneți! Auzi! Ce zice Mărin Regele, stop felul ăsta frumos. Diavol a venit scopii și nepoții. Au venit copii și nepoți ca să mă plângeți cu toții. Auzi vorba grea ce zice Mărinte. Că-i piratele. Mai gata vreau să vă laud plângând. Că la via de spate. Vreau să vă laud plângând. Mai am puțin și mă duc. De la copilul Marian. Pentru Mărintul Dumnezeu se ierte. Și pentru dușa lor, pentru Marcela. Iau. Tată, vreau să vă aud plângând. Părinte, să mă văd. Mai tata, vreau să vă aud plângând. Mai am puțin și mă duc. Părăsește pentru totdeauna. Iau! Ce zice vorbele astea frumoasă? De ce, Doamne-i făcut așa? Victor! Dașule! Bineînțeles pentru fetele lui, pentru Spania și Buda, pentru tinerii lui și pentru frații lui, Nichita și Valer. Iauzi! De ce, Doamne, ai făcut așa? Tu ne-ai luat, Doamne, tu ne-ai luat valoare. Ne-ai băgat în casă la mărul. Tu ne-ai luat generalul. S-a desfăloarea. S-a desfăloarea. De la copilul Marian. De la copilul Marian. Pentru Marin, unchiul lor. Pentru Dașu, intim Victor. Pentru verilor, spun, care sunt ca fraților. Auzi ce zice și pentru doamna Marcela, cea mai supărată femeie, care a stat lângă Mărin zi și noapte și știe toată durerea lui. De ce, Doamne, ai făcut așa? Of, tu ne-ai luat valoare. Doamne, ne-ai plăcat în casă la mare.
quanto ci vede lungo. Quanti quanto da mano, quanto quanto. Dalla vittoria! E tu genera un ruolo per tuo marito, ma se lo sei assunto. Superata voi te io. Ti porta la puta! E tutto il cuccio di entrare! Ehi, le lasma, guarda! Questo fa di concentrare il nostro foresta, ci dai solo della vita! Io! E tu Marcella ci ha mai indurato a me! Ma perché non guarda? Devo accettare un fuoco, c'è sermana! Ai te una superata in Marcella che io stia pure là. Stacca le mie capute, ma tu che ti viene mai chiedere. Ascolta il dimmi qua, ascolta Vittorio in qua. Sei grisata mamma te, che io poi la consiglia, se sei tu che lì sta a me. Maestro no, è troperato lui, tu morì, gaus. Ma la mia astia ti vis, si vuole palma, su trai salome, un matif su pulisei. Gaus, dice. Un matif su pulisei. Già la nostra semai nascherà il tu. Della Fernanda della mia potro marina. Pedro Nagele! Potro marina come si sente? Ci mai credo a te c'è il pitano. Perché c'è la nostra sema e nasca l'altro. Dammi noi camarino per l'altro. Dobre că îl știu țigănie, vreau toată lumea să știe, era forță în țigănie. De la Bosoi pentru cel mai scump tataie, pentru Marin Regele. De Bătălu Grăucean, 1 milion pentru intim, pentru Dansu 2 milioane. Și pentru Victor 3 milioane. Și bineînțeles pentru tăicuțul intim al lui Victor și al lui Dasu, pentru regele lor, Marin! De la Bobby pentru cel mai scump tataie, regele Marin! O strofă și pentru Buddha! Deoarece vreau când mă-i duce la gura părâna. De la Chirina Iconicas, tu s-a disperit. De la vreau să aud voce ta, fată. Să plângă cu durere grea, vreau să plângă puta mea. Sunt ceva ce mai prostă, că știu că ea supărată, dacă n-a rămas fără tată. Că n-a rămas fără tată. Doar rău. Pentru socrul lui! Și pentru nevasta lui Guda și te repetă cuvintele astea. Ia-o-ți! Deamna vreau că mă-i duce la cropă. Deamna vreau să aud voce de fapte. Nu vreau să plângă puta mea. Sperița roastă, ai bune. Au că mă sprec de lângă ea. Că am lăsat-o supărată, am lăsat-o fără tată. Mărine, o fâșare triste zilele, că i-a plecat regele.
că i-a plecat de regine. Totul a avut, dar pentru favoarea ei, tăicuțul ei, Marin, Zosele de Iau! Tăicuțul meu! Stai cu letra formată de ea. Au, mai stai, tata, nu pleca. Mai stai, tata, nu pleca. Au, că tu ești valoarea mea. Știe tot în țigănie că tu ești legendă vie. Iauzi! Că știe toată lumea, tu mai fost. Din fata lui Indim, pentru regele lui, tăicuțul lui pe adevărat, vorba adevărată, șeful la toată lumea, pentru Marie, 100 de euro. Ia uși ce zice acum. Ia uși. Doamne, vreau să-l aud cu dor. Și până popul meu josul. Iauzi! Pentru mătușa Marcela, o strofă pentru tine atâta. Nu se supără, frații noștri. Dragul lor, frățelul lor, a crescut amici împreună? Doamne, vreau să îl aud cu dor. Și până patul meu ce o sună. Spune-o vorba cu adevărat. Ce zice Johnson? Când am căzut m-a ridicat. M-a ridicat unchiul meu. M-a ridicat unchiul meu. Și nu m-a lăsat la gând. Auzi, vorbele astea 100% adevărate. Ca mării nu se mai naște. Iauzi! El era șeful la toții, la copii și la nepoți. El avea mare valoare din cap până în picioare. Din cap până în picioare. Auzi pentru doamna Marcela. Să vină toți copiii mei. Să vină toți copiii mei. Că vreau ca să plâng cu ei. Au și să ne curgă lacrimile. Că ne pleacă regele. Băi, dar ar avea minimea la ars.
dușmănii. Auzi! Și să ține steagul sus, să nu mă faceți de râs. La revedere vă spun, ăsta e ultimul drum. Și-a plecat cu mare dor și nepotul meu cel sun. El și copila și mei, ca astăzi plec de lângă ei, ca să-ți plec de lângă ei. Dumnezeu să-l odinească tot o minută pe care mergem afară și cântăm acum. Doamne, că avem știi o țiganie, că era legendă vie. Fuțica mi l-o mă vorbe. Se repetă vorbele astea pentru valoarea României. De la Victor pentru tatălui! Ia uite ce zice. Mai deamna n-a dat un pas înapoi, n-a dat un pas înapoi. De batalul Johnson pentru unchiul Marin, Valer și Nikita pentru frații lui. Că 50 de euro după care avem și o stupă frumoasă pentru frații lui. Atențiune din partea lui Dașu. Ne-am mărit. Pentru legele lui, pentru Marin. Păi cu țurii scumpă că 50 de euro. De la băiatul lui Ianoș, pentru unchiul lui, pentru Marin. Dumnezeu să ne tăcă 50 de euro. Ia uite ce zice strofele astea frumos. Ia uite! Pentru băieții lui Mărin, care astăzi sunt cei mai supărați, pentru că pleacă valoarea lor, regele lor Mărin, tăicuțul lor de valoare, care nu o să-l uite niciodată. Și bineînțeles pentru fetele lui, pentru toți nepoții lui, pentru tinerii lui și pentru tot neamul lui care e aproape de el. Ia-uzi! Mai, Doamne, mie îmi curg lacrimile. Că astăzi pleacă regele. Au, eu am la suflet venime. Mai, Doamne, eu am la suflet venime. Pleacă regele mărină. Ia uite ce zice! Mai dăm la mie îmi curg lacrimile. De fata lor Raul, ginele lui Marin,
care a fost valoarea lui Renaul. Și pentru cumnații lui, de la Renaul, Dumnezeu să le îndepă socrul lui. Mai, Doamne, mie-mi curg la crimine. O, fac astăzi pleacă regele. Tot din partea lui Joseph, pentru unchiul Marin, care comanda banii lui, încă 50 de loc, care era stăpân pe banii lui, de la Joseph pentru unchiul lui, pentru Marin, care ne-a mărit Dumnezeu să le tirea stăpân pe banii lui Johnson. Când a pierdut la barbut, unchiul lui Marin l-a ajutat și l-a ridicat în picioare. Ia mă ce zice! Ce zice vorbele astea? Auzi, dașule, intim. Au struguri bătute în piatră. Au greu e, Doamne, să n-ai tată. Cine strigă mai de vlaga atunci când ai dat pe leagă? Unde ești, tăicuțul meu cel scump? Ce bufău ne-ai părăsit? Unde ești, regele meu, care mai crezi cu cu greu? Care mai crezi cu cu greu? Ce zice vorba de asta? Vorba de varate. E pătalul Dașu. Pentru tăicuțul lui scump. Pentru Marin. Se mai repetă încă o dată 50 de ori. O frustrugure bătută pe-ntre. Greu e, Doamne, să n-ai tată. Deu-la să n-ai la tine strigat atunci când ai tăbelea. Unde ești, taicuțul meu cel bun? Unde ești, taicuțul meu cel bun? Durerea n-am pus să spun. Ce cu foc mai parasit, tu mai lăsă necăjită. Ia uși ce zice. De la Victor pentru tata lui, pentru regele lui, pentru Marin. Ia-uzi! Pentru valoarea lui Marin! De la valoarea lui tata lui. De la valoarea Thank you.
toată noaptea în moară, cu grade de cerecale. Se mai repetă strofa asta care vrea intim. Varoleanul tatăl meu se găsește foarte greu. Aveam tatăl number one cu grade de general. Astea sunt cuvintele lui Marie, Dumnezeu să-l obinească. De la intim pentru rețele lui pentru Marie, Dumnezeu să-l obinească. Tata știe de valoare ta, tu va avea valoare mare, din cap până în picioare. Tu erai șeful la toți, și la șmechiri, și la hoții. De partea lui Renaul și de la Buta, fata lui Marin, care ținea cel mai mult la el, milion pentru bani din Dumnezeu. Iauzi! Și pentru fetele lui, pentru Buda și Spania. Iauzi! Ce zice Marin acum? De-abia vreau când mă duce la groapă. Vreau să aud voce de fată. Din partea lui băiatul Ianoș, pentru unchiul, pentru Marin, care avea forță, forță, forță! Că 50 de euro. Ianoș pentru Buda și Spania, fetele lui Marin, două vorbe frumoase. Doamne, vreau când mai duce la groapă. Vreau când mai duce la groapă. Vreau să aud voce de fată. Pentru Buda și Spania, pentru fetele lui regele Marin, din partea lui Buda, pentru tăicuțul ei, forța ei, pentru Marin, Dumnezeu să-l ierte. Mai Doamne, vreau că-l mai duce la groapă. Regele Marin. De plan, vreau că nu mai duce la groapă, vreau să aud voce de fată. Să aud vocea lui Buda, care-mi știe durerea. O, am stătea lângă capul meu. Un minus o fasta. Stătea lângă capul meu, atunci când mi-era rău. Să ruga la Dumnezeu, of, Doamne, tăicuțul meu, să nu pățească vreun rău. De la fata lui Marin Spania, pentru regele ei, tăicuțul ei scump, Dumnezeu să-l ierte pe regele Marin, de la Spania, de la fata lui Marin. Ia uite ce zice
loc asta pentru Buddha, după care urmează și pentru Spania o strofă frumoasă. Din partea lui Nikita, pentru frățiul lui scump, pentru Marin, pentru puterea și forța lui. Rațele! Iau! Ce zice? Doamne, supărată e puterea! Supărată e puterea! Doamne, și ce plânge sărmană! Ne-a mărind de la Udup. Și-are inimi doar arece, și-are inimi doar arece, că n-a rămas fără rece. Of, că n-a rămas fără regele țiganilor, stă și plânge pe corbenilor. Și strigă în gura mare, ne-ai luat de cele mai Doamne. Of, că nu era ca n-am tu, ne-ai luat împăratul, ne-ai luat generalul. Pentru Spania, auzi! Ce zice vorbele astea? Din partea lui Victor, din partea lui Dar, să-mi cer scuze. Pentru tăicuțul lui, viața lui, sufletul lui, regele lui, 50 de euro. Ne sunt serioase pe regele Marin. Avem și nastofă pentru Spania, așa cum s-a anunțat. După care, pentru copiii lui, pentru băieții lui, care sunt cei mai îndurerați, pentru ginerii lui și, bineînțeles, pentru frățiorii lui am și eu două strofe. După toate strofele astea. Iau! Ce zici acum? Spania! De la Iesu parată Siria. Mai de mai e supărată și ea, de vla cu foc plânge Spania.